Salut, sunt Laura Mateescu. Tu știi câte nuanțe de roșu există pe piață? Ei bine, despre ele vom discuta astăzi și vreau să vă spun că fiecare nuanță de roșu are rolul ei în paleta unui pictor. Iată, aici sunt două tuburi de culoare de la Artix, acrilice, nuanțele Crimson și Vermilion, două dintre cele mai importante nuanțe de roșu. Alături de ele am să pun pe paletă și o a treia nuanță de roșu destul de importantă, și anume fucsia, sau o mai poți găsi și sub numele de magenta. Putem spune despre toate aceste nuanțe de roșu că sunt nuanțe primare, din cadrul grupului de nuanțe primare, roșu, galben și albastru. Mai multe lucruri interesante și deosebit de utile despre culori vei afla în cursul numit Teoria Culorii. Detalii despre acest curs vei găsi în descrierea acestui video sau în comentarii. La prima vedere, așa cum sunt culorile din tub de concentrație maximă, nu vedem diferențe majore între aceste nuanțe, dar să vedem ce se întâmplă dacă le amestecăm cu puțin alb pe fiecare în parte. Cea mai din stânga nuanță este Vermilion și prin amestecarea cu alb ea devine ușor portocalie. De asemenea, dacă o amestecăm cu galben, ne va da un portocaliu foarte frumos. Vermilion este o culoare ideală pentru a reda macii în pictură sau focul. A doua nuanță de pe paletă, roșu Crimson, este un roșu mai puțin țipător, să zicem așa, și tinde puțin spre roz, dar nu foarte mult. Este un roșu echilibrat și se folosește deseori în naturi statice, dar de asemenea în amestecuri pentru a reda culoarea pielii. Cea de-a treia nuanță, magenta sau fucsia, este o nuanță care tinde mai mult spre roz și de aceea este o culoare care ne va da nuanțe frumoase de violet prin amestecare cu albastru. Eu folosesc des această nuanță de roșu atunci când pictez anumite flori sau în peisaje când avem de-a face cu nori. Acum, pentru că una este să vedem culorile ca atare pe la paleta pe care le-am amestecat cu alb, alta este să le vedem efectiv în pictură. Pentru acest lucru vom vedea acum un exemplu de pictură de câteva flori, să zicem niște maci și un trandafir folosind nuanțe diferite de roșu. Mulți dintre cei care sunt la început de drum în lumea picturii mă întreabă ce culori să cumpăr și mai ales ce roșu, ce albastru și ce galben. Ei bine, în acest video vă spun că, în ceea ce privește roșul, toate cele trei nuanțe pe care le-am menționat, roșu, Vermilion, Crimson și fucsia, sunt esențiale. Nu ne putem lipsi de niciuna dintre ele. Avem nevoie de toate trei. Deci dacă ar fi să facem o paletă de culori cât mai restrânsă atunci când achiziționăm culorile cu care vom picta, vom avea în vedere să avem toate cele trei culori de roșu și renunțăm mai degrabă la un verde pe care îl putem obține din amestecuri. Nu putem obține din amestecuri nici Vermilion, nici fucsia, nici Crimson. Fiecare este o culoare primară, imposibil de reprodus, deci trebuie cumpărată ca atare. Pentru zone umbrite ale macilor, de exemplu, putem să amestecăm roșu Vermilion cu puțină umbră arsă, care este un maro roșiatic, și vom obține zone mai umbrite ale petalelor. Desigur, vom adăuga și negru în cadrul macilor, pentru că negrul este specific în anumite zone ale macilor, dar pentru umbrele de pe roșul petalelor, dacă vrei mai multe detalii, putem să amestecăm cu umbra arsă. La trandafir însă vom avea nevoie de mai mult alb, vom deschide funcția cu alb rezultând un roz frumos, iar pentru zonele umbrite putem să amestecăm cu puțin albastru ultramarin sau phtalo. Există și situații în care amestecăm nuanțele de roșu între ele, deci nu trebuie într-o pictură, în cazul unei singure picturi, să ne limităm la a folosi fie doar Vermilion sau doar Crimson, putem să facem o combinație între cele două. Eu am aici, de exemplu, pregătite pentru o viitoare pictură, în viitor video, câteva ouă vopsite cu o combinație de Vermilion și Crimson. Adăugarea de Crimson în nuanța de Vermilion va face ca Vermilionul să nu mai fie atât de țipător, atât de portocaliu,
Dar dacă nu vrei să-ți bați capul cu astfel de combinație, găsești tot la Artix, în gama de culori, roșu Scarlet. Înainte de a încheia, lasă-mă să-ți spun că fiecare like și share contează. Arată-mi susținerea ta. Mersi, pa, pa!